Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Drumul spre Sănătate. Sunt Mihaela Andrea, iar invitata mea de astăzi este Teodora Marin, student în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Bine ai venit! Bine v-am găsit. Dragă Teodora, tu te-ai implicat în mod activ în trunul din proiectele importante derulate în cadrul universității și anume Erasmus BIP. Te rog frumos să ne povestești cum a fost pentru tine această experiență. Această experiență a fost minunată pentru mine pentru că am reușit să mă implic în societate, am putut să învăț, să colaborez cu alți studenți din străinătate, dar și colegi din cadrul universității noastre. Acest proiect a constat într-o colaborare între Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, Universitatea de Studii de Științe Aplicate Thomas More din Belgia și Universitatea Protestantă de Studii de Științe Aplicate Evangelisch Hochschule din Ludwigsburg, Germania, sub atenta îndrumare a doamnei conferențiar Daniela Șilindian și a doamnei profesor Elena Măricăi. Acest proiect în 2023 s-a desfășurat în România și am conștientizat cât de important este ca tinerii să se dedice și să se implice în zonele mai puțin favorizate, cum ar fi în Bozovici și Slatina Timiș. În aceste zone am reușit să interacționăm cu localnici din aceste două sate și am constatat cât de mult au nevoie să fie ascultați. Să fie ascultați și nevoile lor să fie îndeplinite. Da, te rog frumos să ne spui care au fost condițiile necesare pentru ca un student să participe în acest proiect. Criteriile pe care trebuiau să le îndeplinească studenții ca să participe în acest proiect au fost stăpânirea limbii engleze, dorința de a te implica și a ajuta persoanele defavorizate, bolnave, să ai spirit de echipă, să fii diplomat, prietenos, empatic, și să te deschizi către provocări și să găsești soluții pentru acestea. Da, te rog frumos să ne spui cum este să ajungi în locuri în care oamenii nu mai au nicio umbră de speranță că cineva este interesat de nevoile lor sau de problemele lor de sănătate. Este foarte emoționant să vedem cât de entuziasmați au fost să vadă un grup de studenți străini care vin chiar și pentru câteva ore să afle care sunt nevoile lor și să încerce să îi ajute pe cât de mult, pe cât de mult se poate. Au fost bucuroși să ne vadă. Am simțit cum se aprinde o mică scânteie de speranță în ochii lor și ne-a dat putere să dorim să ne întoarcem în acele zone și să ne implicăm în continuare pentru a le oferi servicii medicale, de exemplu, servicii sociale, atât bătrânilor cât și copiilor. Da. Te rog frumos să ne povestești puțin cum ați reușit să faceți o evaluare celor cu care ați interacționat.
Am fost împărțiți în mai multe echipe, în echipe de câte 5. Fiecare echipă a avut un student român care a putut să traducă din română în engleză răspunsurile și întrebările studenților adresate localnicilor și răspunsurile localnicilor la acele întrebări. Am organizat mai multe interviuri și am povestit despre situația școlară din acele zone, despre serviciile medicale, cum sunt, cum ar putea să fie îmbunătățite. Și, per total, care este feedback-ul lor privind traiul de zi de zi de acolo. Care erau, din ce ai observat, principalele lor nemulțumiri? În primul rând, am observat lipsa serviciilor medicale. De exemplu, în Bozovici mi s-a povestit cum la un moment dat spitalul de acolo a fost închis și localnicii din acele zone apropiate au fost nevoiți să fie transportați către spitale din apropiere, spitale mai mari. Asta a fost una dintre nemulțumiri și am constatat atunci că o soluție ar fi redeschiderea spitalului și oferirea serviciilor medicale astfel încât să reducem supra-solicitarea spitalelor mai mari din zone, din zonele respective. Abandonul școlar a fost o altă problemă importantă cu care ne-am confruntat și soluțiile pe care le-am propus ca să reducem abandonul școlar au fost sporirea numărului de profesori, astfel încât fiecare elev să se simtă ascultat, auzit și fiecare elev să să primească atenția de care are nevoie. Oferirea de mese calde elevilor și construirea mai multor școli și a spațiilor de recreere, astfel încât copiii să fie atrași spre școală și să fie atrași să investească în viitorul lor. Și totodată sporirea numărului de locuri de muncă în acele zone și creșterea calităților, astfel încât copiii să nu fie nevoiți să întoarcă spatele școlii și educației lor pentru a oferi sprijin familiei. Da, ce alte soluții ați găsit la problemele sătenilor? Alte soluții. Dacă este să ne referim la zona medicală. În zona medicală trebuie sporite metodele de screening în acele zone. Spre exemplu, am fost implicată anul acesta în acțiuni de voluntariat care vizau screeningul diabetului, screeningul astmului. Acestea ar putea să fie câteva soluții, pentru că dacă nu vedem care sunt problemele cu care se confruntă localnicii, nu simt că se pot îndrepta neapărat spre spre servicii medicale, crezând că sunt nu sunt ascultați sau n-ar fi tratați corespunzător.
Da, din câte știm cu toții, programele de prevenție din țara noastră nu funcționează la nivelul optim și te-aș ruga să ne spui cât de necesar crezi că ar fi ca autoritățile în domeniu să-și îndrepte atenția și spre zonele mai puțin favorizate. Trebuie să ne gândim că medicii buni sunt acei medici empatici. Și, în primul rând, ar trebui să ne sporim empatia, astfel încât să putem să creăm o legătură puternică cu pacienții din fața noastră și să le oferim un spațiu sigur în care ei să fie vulnerabili și să se deschidă. Organizarea, de exemplu, a caravanelor în care participă medici specialiști, medici rezidenți și merg în aceste zone defavorizate ar fi o soluție în sporirea prevenției. Chiar și măsurarea tensiunii arteriale sau determinarea glicemiei, realizarea de radiografii sau spirometrii sunt câteva, sunt câțiva pași care ne-ar ajuta să creștem calitatea medicală. Da, au fost și persoane pe care le-ați luat în evidență și v-ați ocupat de traseul lor din punct de vedere medical? Am reușit în Slatina Timiș, de exemplu, cu ajutorul Asociației Adams, să oferim consultații pacienților, să aflăm un pic despre istoricul lor medical și să îi sprijinim în complianța tratamentului. Cât de mâhniți erau oamenii, având în vedere faptul că accesul lor la serviciile medicale a fost îngrădit? Da. Pot spune că erau lipsiți de speranță. S-au refugiat majoritatea în credință, mai mult. Au abandonat, din păcate, ideea că într-o zi le va fi mai bine, că se vor putea baza pe serviciile medicale și consider că e important ca tinerii să vină să se implice și să le reamintească că noi nu i-am uitat. Și noi dorim să îi ajutăm și să le oferim cele mai bune servicii. Da. Din punctul tău de vedere, ce ar trebui făcut în zonele respective pentru ca lucrurile să se schimbe? De exemplu, ar trebui să existe mai mulți medici. Zonele acelea pentru medicii dornici să se implice oferă, de exemplu, cazare, masă, chiar și transport. Deci există oferte bune și e important să beneficiem de ele și să atragem astfel cât mai mulți medici de diferite specializări, nu doar medici de familie sau medici pediatri. Ce altceva ați mai aflat în urma sondajelor pe care le-ați făcut la fața locului? Am aflat că poate referitor la istoricul medical al persoanelor și la faptul că unii au o reținere să meargă spre medic. Da, reținerea există.
se află în, de fapt, în majoritatea pacienților. E nevoie să ne implicăm cât mai mult. Să primească un imbold. Să primească un imbold, da. Și să simtă că cel din fața lor este dornic să-i ajute, să-i trateze, să se ocupe de ei. Și pacienții simt acest lucru. Dacă simți că, dacă simt că ești deschis și ești empatic, le înțelegi suferința și vrei să o oprești, pacienții sunt foarte responsivi și se deschid. Și ei asta au nevoie. Au nevoie de medici și de oameni care să vină spre ei, să le arate că le pasă și sunt acolo pentru ei, indiferent de ce probleme se confruntă, și vin cu soluții. Da, te-aș ruga să descrii puțin și schimbul de experiență pe care l-ai avut cu ceilalți colegi. Schimbul de experiență a fost unul benefic, a fost minunat pentru mine, pentru că am învățat să lucrez în echipă, am învățat să interacționez mai bine cu cei din jurul meu, am legat chiar și prietenii cu studenții din străinătate cu care în continuare păstrez legătura. A fost o experiență unică și îi îndemn pe toți studenții care au această oportunitate să profite de ea, pentru că o să se simtă foarte bine când o să se implice în societate. Este o experiență care pe mine m-a dezvoltat atât profesional cât și personal. Da, chiar voiam să te întreb în ce mod te-au ajutat să te dezvolți acțiunile derulate în cadrul proiectului? În primul rând, consider că mi-am sporit empatia, o caracteristică foarte importantă pentru un medic. Am învățat să fiu înțelegătoare, să vin cu soluții pentru probleme din diferite sfere și am învățat să lucrez în echipă. Un lucru iarăși foarte important pentru un medic. Medicul niciodată nu este singur, are nevoie de cele mai multe ori de o echipă pentru a trata pacientul, care nu vine doar cu o problemă, vine cu mai multe probleme și este important să dezvoltăm și să aplicăm un tratament personalizat pacientului. Și de asta avem nevoie să știm să lucrăm în echipă în mod eficient. Da, ai adus în discuție mai devreme termenul de empatie. Și din câte vedem, trăim într-o lume din ce în ce mai ciudată, în care predomină superficialitatea. Te-aș ruga să ne spui cât de mult contează ca un medic să-și păstreze empatia. Este foarte important ca un medic să își dezvolte empatia, pentru că fără ea, cum am spus și mai devreme, nu se poate crea o legătură între medic și pacient. Dacă pacientul nu se simte dispus să se deschidă în fața medicului, medicul nu va ști care sunt problemele cu care se confruntă, cum se simte, și astfel nu va ști să acorde tratamentul adecvat nevoilor lui. Care sunt acele acțiuni de voluntariat în care te-ai mai implicat
pe parcursul anilor de facultate? Pe parcursul anilor de facultate am fost implicată în... Acum am vin în minte câteva dintre activitățile în care am participat activ. Activități organizate în cadrul universității noastre. De exemplu, Donează Sânge Fierou este un proiect coordonat de Societatea Studenților în Medicină din Timișoara, alături de doamna conferențiară Rodica Lighezan. În acest proiect este important să îl promovăm activ, atât prin, de exemplu, împărțirea de postere prin oraș sau prin rețele de socializare, cât și povestirea la elevii de clasele a 12-a din licee și să le explicăm cât de important este să doneze și să încurajăm astfel să doneze. Un alt proiect în care m-am implicat au fost proiecte care vizau screeningul astmului și a diabetului zaharat. A fost un proiect în care împreună cu medicii, împreună cu profesorii Cristian Oancea și Ovidiu Mladinescu Fira, împreună cu alți medici rezidenți și specialiști, am reușit să determinăm în mod gratuit spirometrii celor care erau curioși să afle cum este starea lor de sănătate și determinarea glicemiilor. A fost un alt proiect pentru Ziua Internațională a Diabetului. Și un alt proiect în care m-am implicat a fost Surprize împachetate, un proiect organizat de Societatea Studenților în Medicină din Timișoara, cu scopul de a oferi bucurie copilașilor care sunt defavorizați. Punem punct aici ediției de astăzi. Vă mulțumesc, ca de obicei, pentru atenție. Până data viitoare, multă sănătate și toate cele bune!